Bună seara, stimați telespectatori, sunt Deniz Rifai, începe emisiunea 40 de întrebări. Iată regulile. Îi voi adresa invitatului meu 40 de întrebări. Pentru fiecare întrebare va avea câte 2 minute să răspundă, dacă îi mai rămâne timp, iar eu consider că este necesar. Invitatul poate folosi timpul rămas pentru a răspunde la celelalte întrebări. De asemenea, invitatul meu are dreptul să refuze să răspundă. Să începem! Îl am alături de mine pe Viorel Cataramă, om de afaceri și fost candidat la alegerile prezidențiale. Bună seara! Bine ați venit! Bună seara! Bine v-am găsit sau bine v-am regăsit! Sunteți un tip despre care știm așa, cu o ideologie politică foarte clară. Sunteți un om de dreapta, ați intrat în afaceri în 1990, dar tot atunci v-ați apucat și de politică. În 91 erați deja ministru în guvernul Petre Roman, ați fost membru în PNL timp de 25 de ani, iar după ce ați demisionat, ați înființat un nou partid, Dreapta Liberală. Ați candidat de mai multe ori deja la cele mai importante funcții în statul român, dar fără succes. În afaceri însă, ați avut mână bună, sunteți între puțini oameni de afaceri care au reușit să rămână în topul celor mai avuți români. O viață bogată, domnule Cataramă, și în plan sentimental, un om care iubește frumosul și care are o mentalitate foarte îndrăzneață. Știam că veniți la mine, așa că am cerut să aflu cam totul despre dumneavoastră, mergem direct cu întrebările. Traversăm cu toții o perioadă foarte dificilă. Săraci sau bogați, suntem cu toții egali în fața coronavirus. Foarte multe afaceri s-au închis, mulți români și-au pierdut locurile de muncă. Ați fost între primii care ați tras un semnal de alarmă cu privire la dezastrul economic care va urma. Ați spus așa, și vă citez, economia a colapsat, capitalul românesc a falimentat, iar milioane de români au fost aduși în pragul sărăciei și al disperării. Vreau să știu cum v-a afectat pe dumneavoastră personal această pandemie. Vreau să știu dacă v-a sărăcit pandemia. Urmează întrebarea. Câți bani ați pierdut din cauza pandemiei? Câteva milioane. Dar euro? Trebuie... E vreo diferență dacă euro sau lei? Sunt o mulțime de bani. Și spun de ce am pierdut. Pentru că nu s-a mai putut munci. Dreptul la muncă a fost suprimat. Pe lângă alte drepturi, piețile s-au închis, magazinele s-au închis, centrele comerciale s-au închis, exporturile n-au putut să mai funcționeze. Eu mă ocup cu producția și cu comercializarea. În principal, nu numai, dar în principal, a mobilei. Și am avut mari probleme. A trebuit să închid, a trebuit să concediez oameni, am concediat oameni cu părere de rău. Prin urmare, am fost afectat. Dacă vreți... Într-un mod indirect, nu pot să mă plâng că sunt muritor de foame, nici vorbă, dar afacerile au scăzut și prin urmare, dacă vreți, și avuția familiei mele a scăzut. Dar asta nu înseamnă că nu pot să vin la dumneavoastră, că nu pot să merg la Viena să ascult sau să văd o operă care îmi place sau nu pot să merg pe un teren de golf, dar... Mai important decât orice este faptul că dreptul la muncă a fost suprimat și dreptul la muncă e unul fundamental care nu trebuia să fie suprimat. Eu sunt în total dezacord cu suprimarea drepturilor și libertăților. Eu cred că libertatea este mai presus de orice și prin urmare trebuie să luptăm și să alegem libertatea întotdeauna și pentru totdeauna. Foarte frumos să spuneți. Ați încercat să demonstrați că întreaga isterie declanșată de COVID-19 este de fapt o farsă. Pe 7 mai 2020 ați mers în comuna Bărbulești, ați bătut la ușa unui bolnav de COVID, i-ați intrat în casă și l-ați îmbrățișat. Pentru această acțiune v-ați ales și cu un dosar penal. Iată ce spunea soția dumneavoastră despre acest episod, citez acum, merg pe vorbele Adinei Alberts, ca medic am văzut coronavirusul ca pe o amenințare asupra oamenilor. Viorel Cataramă a ales să privească pandemia de SARS-CoV-2 ca o amenințare asupra economiei. Așa că drumurile noastre se despart pentru o perioadă. Vreau să știu dacă v-ați consultat și cu soția înainte de a lua această decizie și vreau să știu dacă v-ați expus bolii pentru a vă crește popularitatea înainte de alegeri. Urmează întrebarea. A fost vreun moment când vi s-a făcut frică? Nu. Nu mi-a fost frică niciun moment, dar n-am fost foarte confortabil când am fost la Bărbulești.
Pentru că eu niciun moment nu am contestat existența virusului. Ceea ce am contestat eu a fost modalitatea de luptă împotriva acestei boli, susținând în permanență că metoda imunizării de grup, adoptată de Suedia și alte țări, este cea mai potrivită. Prin urmare, am avut o strângere de inimă, nu mi-a fost frică, că dacă mi-era frică nu mă duceam. Dar eu am vrut să demonstrez că acest virus nu este atât de periculos pe cât se spune. Și am reușit să demonstrez. Și s-a demonstrat, pentru că față de amploarea discuției și amploarea bolovanilor care au venit asupra noastră cu amenințări și cu repercursiuni majore, s-a demonstrat în întreaga lume, chiar dacă într-o țară au murit mai mulți sau mai puțini oameni, că nu e atât de periculos și că nu afectează direct decât o mică parte din populație. Aproape deloc copiii, aproape deloc tinerii, mai mult bătrânii și, în general, cei care au și alte afecțiuni și sunt predispuși la astfel de situații. Ce am avut de demonstrat, am demonstrat. Și am mai demonstrat un lucru, și asta e foarte important, că nu trebuie să ne temem și că trebuie să luptăm pentru libertate. O să revin permanent cu această chestiune, pentru că libertatea este mai importantă și decât viața. Fără libertate, viața nu are foarte multă valoare. Mulțumesc! Mergem mai departe și urmează prima întrebare roșie. În perioada în care încercați să vă îmbolnăviți cu noul coronavirus, ați șocat cu o declarație, merg pe vorbele dumneavoastră, 1.000, 10.000, 30.000 de morți nu justifică falimentarea României. Omul de afaceri Cornel Tăbăcaru, al cărui copil a fost bolnav de COVID, a fost printre cei mai duri critici ai dumneavoastră și citez acum: băi Viorele, copilul meu a venit de la New York cu COVID și a fost în spital, în România, 17 zile, Viorele. Nu am dormit o oră pe noapte, mie murea copilul. Nu am eu treabă cu 30.000, cu 60.000, ce ai tu în cap, Viorele? Mie murea copilul și dacă era și copilul tău acolo lângă al meu, cred că amândoi ne tăvăleam prin curtea spitalului. Ați fost acuzat că sunteți cinic sau poate chiar crud. Vreau să știu dacă pentru dumneavoastră banii sunt mai importanți decât viața unui om. Urmează întrebarea roșie. Sunteți un politician lipsit de empatie? Nu, nici vorbă. Pentru că ce a spus Cornel Tăbăcaru a fost, dacă vreți, un show televizat. Nu știu dacă cunoaște situația, dar important este altceva. În momentul în care eu am spus ce am spus, m-am referit la libertăți. M-am referit la faptul că pentru teama unor indivizi, justificată sau nejustificată, câteva milioane de români au sărăcit, au ajuns în pragul foametei sau al disperării. Și să pune întrebarea, cei care, de frică, pentru propria lor viață, au fost dispuși cu atâta lejeritate să arunce în nenorocire câteva milioane de români, cum se simt? Pentru că suspendarea drepturilor și libertăților a dus la această situație. Pot să înțeleg pe cei care se tem, cărora le e frică, care au vulnerabilități, dar nu o să înțeleg niciodată că din egoism și pentru a-și proteja propria viață au aruncat câteva milioane de români acolo unde i-au aruncat. Și nimeni n-a vrut să se gândească la acești români, nimeni nu vrea să discute despre ei și eu spun, când ni se spune că să fim responsabili sau că suntem responsabili pentru că acceptăm suspendarea libertăților, eu spun că în egală măsură suntem responsabili pentru nenorocirea a milioane de români. Și asta e un lucru grav care cred că nu va mai trebui să îl acceptăm niciodată. Mulțumesc. Mergem mai departe. Anul acesta, pentru prima dată, v-ați dorit să fiți primarul Capitalei, dar candidatura dumneavoastră a fost invalidată de Biroul Electoral Central, care nu v-a acceptat semnăturile. Nicu Șordan este acum noul primar general, cu sprijinul PNL și USR. Harta politică a Capitalei arată astăzi complet diferit față de cum era desenată în urmă cu 4 ani. PSD nu mai este forța care era odată, în timp ce USR pare că este noul magnet pentru voturile tinerilor. Vreau să știu dacă Nicu Șordan vi se pare un primar bun pentru București, de ce nu a mai fost votată Gabriela Firea în opinia dumneavoastră și dacă USR
chiar merită încrederea românilor? Urmează întrebarea. S-au săturat românii de vechii politicieni? Da, răspunsul este da, de mult timp. Problema românilor este că nu au alternativă. Pentru că timp de 30 de ani România a fost condusă, cu foarte mici excepții, de forțe politice socialiste de stânga, care au umflat statul, au crescut statul, au crescut privilegiile celor care lucrează la stat, concomitent cu distrugerea sistematică și permanentă a sectorului privat a capitalului românesc. Astfel încât, voit sau mai puțin voit, au forțat câteva milioane de români, mai bine zis 5, să plece în străinătate să-și caute de lucru, pentru că sectorul privat românesc a fost în permanență tamponat și s-a încercat distrugerea lui sau compromiterea lui sau reducerea lui la tăcere. Prin urmare, toate forțele politice au făcut acest lucru. Și românii așteaptă și așteaptă să apară o nouă forță. Și în momentul în care apare o nouă forță, îi dau credit. Prin urmare, mai ales tânăra generație, mai ales angajații multinaționalelor, au dat credit USR-ului. Numai că, vedeți dumneavoastră, nu au obținut, USR-ul n-a câștigat alegerile. A câștigat un procent, eu spun, important, dar nu atât de important, pentru că față de principalele două partide, PSD și PNL, care au trecut la votul politic de 30%, această forță politică USR Plus se găsește undeva la 10%. Prin urmare, este foarte fragilă și depinde numai de ea dacă crește sau colapsează. Nicușor Dan, o să vedem dacă este o alegere bună sau nu este bună, să-l vedem la treabă și să vedem ce face. Să-i dăm credit și să avem speranța că va încerca să facă lucruri bune pentru București. Vom vedea. Oricum, USR Plus promovează globalizarea, progresismul. Mulțumesc, și asta este un lucru care vedem cum va evolua. Un om nou în politică, care dorește să-și pună în slujba României toate cunoștințele de până acum, este soția dumneavoastră, Adina Alberța, candidat la un post de primar la sectorul 1. Ce ne-a surprins realmente a fost că doamna a preferat un partid de stânga cu totul altul decât formațiunea dumneavoastră politică, Dreapta Liberală. A candidat din partea Pro-România. Vreau să știu dacă dumneavoastră ați îndrumat-o pe soție să intre în politică și de ce nu a candidat din partea partidului dumneavoastră. Urmează întrebarea. Sunteți de acord ca soția dumneavoastră să facă politică? Răspunsul este categoric da. Fiecare om e liber, chiar într-o căsnicie, nu poți să cenzurezi opiniile. Dumneavoastră știți foarte bine că sunt familii care au divergențe politice majore, că s-a ajuns și la divorț în anumite familii. Nu e cazul nostru. Prin urmare, consider că nu e bine ca ambii soți să fie în același partid. Nu cred că trebuie să acționeze de comun acord în aceeași formațiune politică. Sunt de acord ca soția mea să facă politică, e opțiunea proprie, trebuie să analizeze situația. La alegerile locale contează mai puțin ideologia și contează mai mult omul și programul pentru dezvoltarea localității, pentru că, vedeți dumneavoastră, acceptăm sau nu acceptăm, ne place sau nu ne place, alegerile locale au un alt fel de caracter decât cele parlamentare. Acolo contează ideologia, aici contează omul și programul pentru localitate. Soția mea e atașată de sectorul 1, lucrează în sectorul 1 și a avut un program și are un program pentru relansarea sectorului 1. Sigur, nu a avut succes, dar e încă tânără, e frumoasă, are toată viața înainte și sunt convins că va avea succes și în politică. Așa cum, la un moment dat, și eu am avut și sper să mai am. Mergem mai departe. Urmează o întrebare roșie. Să vorbim puțin despre începuturile dumneavoastră, domnule Cataramă.
începuturi în afaceri de această dată. Sunteți unul dintre primii mari îmbogățiți ai tranziției. Știu că prima noastră afacere de după Revoluție, în 1990, a fost una de export de mașini și motociclete de epocă. După care ați început să cumpărați mobilă de la întreprinderile de stat și să o vindeți în străinătate. În vremea aceea făceați profituri uriașe și merg pe vorbele dumneavoastră acum. Spuneți așa, cumpăram cu 100 de dolari un produs și îl vindeam cu 6.000 de dolari. Viața era frumoasă. Vreau să știu de la cine ați învățat secretul în afaceri și cine v-a învățat să faceți afaceri profitabile, urmează întrebarea. Cum ați făcut primul milion de euro? Nu era euro în 1990. Erau mărci germane, erau gulden olandezi, erau dolari americani. Echivalent. Dar hai să echivalăm. Foarte ușor, simplu de tot. Să nu uităm că eu provin din Bacău, dintr-o familie modestă. Și singura mea șansă de reușită în viață a fost să învăț și să muncesc de dimineață până seara. Ceea ce am și făcut. Ca urmare a acestui lucru, fără niciun fel de conexiune cu regimul comunist, Partidul Comunist sau Securitatea Comunistă, am reușit să ajung director pentru Europa de Est a unei firme belgiene în 1988. Și am luat cunoștință de economia de piață liberă și de cum să fac afacerile, încă în timpul comunismului. Prin urmare, în 1990 eram pregătit din acest punct de vedere, iar piața românească era complet lipsită de bunuri de folosință îndelungată. Ce a spus dumneavoastră cu profitul de 6.000%, n-ați dat citatul corect, pentru că vindeai mobilă, încasai valută, cu valuta încasată cumpărai diverse obiecte și abia alea le vindeai cu profit de 6.000%. Pentru că nu se găsea nimic. Sunteți tânără, sunteți frumoasă, dar nu știți ce a fost în comunism. Nu găseai televizoare, nu găseai benzină, nu găseai aparate video, nu găseai aproape nimic în magazine. Și atunci când s-a deschis piața, toți românii care aveau bani și românii neavând pe ce să cheltuie banii, îi țineau la saltea sau la cec, au aruncat cu banii ca să-și cumpere aceste produse care astăzi costă, evident, și în România, mult mai puțin decât costau acum 30 de ani. Dar acum 30 de ani să ai un televizor color era o mare, o foarte mare performanță pentru foarte mulți români. Vă mai dau timp suplimentar, nu mi-a spus cine v-a învățat să faceți bani. M-am învățat singur. Eu v-am spus că am învățat foarte mult, am fost atent. Am văzut piața, am văzut cum se fac afacerile, am văzut în timpul comunismului că nimeni nu se gândea la profit, ci numai la cantitate și mi-am dat seama că pentru a face afaceri trebuie să faci profit, că fără profit nu poți face afaceri. Continuăm. Merg acum cu un citat al dumneavoastră în care vorbeați despre perioada studenției. Citez, vă citez. Am vrut să-i ofer unui turist o băutură. Costa 28 de lei și 50 de bani. Nu am să uit niciodată. Când a venit barmanul cu nota, eu aveam în buzunar numai 19 lei. Pentru mine a fost un șoc teribil și atunci, pe loc, mi-am jurat că niciodată în viața mea nu se va mai întâmpla ca vreo domnișoară sau doamnă să-mi ceară o băutură și eu să nu pot să-i o ofer. O amintire umilitoare pentru un tânăr bărbat. Vreau să știu dacă această experiență v-a marcat într-atât încât v-a determinat să ajungeți unul dintre cei mai bogați români. Urmează întrebarea. Ați făcut bani din ambiție? Nu. Din necesitate. Întâmplarea la care vă referiți a avut loc la sfârșitul anului întâi. În anul întâi, eu am stat și am învățat puternic și am luat toate examenele cu 10. Unul singur l-am luat cu 9, m-am dus la mărire, profesorul, Dumnezeu să-l odihnească, mi-a spus că-i stric vacanța și că să nu fac lucrul ăsta, m-am dus, am luat toate examenele cu 10, eram primul în an și am primit o excursie gratuită la Costinești. Stăteam 6 într-o vilă, mai dormeau vreo 3 pe jos, din nou nu știți. Și n-aveți cum să știți vremurile alea. Dar între timp, la Costinești a venit în fruntea unui grup de turiști un coleg de-al meu care avea media 7 și care era cazat la hotel, la hotelul Forum și care avea un grup de turiști și mai ales turiste, tinere și frumoase și m-a invitat și pe mine. Intrând în vorbă,
Am întrebat o fată frumoasă cu care eram ce vrea să bea și am ajuns la concluzia că nu am bani. Și atunci, n-a spune că a fost umilitor. Nu m-am simțit bine, s-a trecut, nu a făcut nimeni caz din treaba asta, dar eu mi-am pus atunci în cap să fac bani. Și atunci am schimbat foaia. Începând din anul 2 am făcut 3 școli de ghizi, am fost actor figurant, câștigam 45 de lei pe zi, am jucat într-un film, mi-aduc aminte, Vlad Țepeș, figurant. Am făcut școala de vânzători în shop, în magazinele pe valută, în așa fel încât, doamnă, când am terminat facultatea, am terminat-o cu 250.000 de lei câștigați prin munca mea, cu care mi-am cumpărat un apartament de 2 camere și o mașină Dacia la mâna a doua, în București, obținând în același timp repartiție guvernamentală în București. Deci mi-am dat seama că numai învățând și fiind primul, nu fac mare lucru, trebuie să fac și bani. Și din anul 2 de facultate am început să fac bani. Am început să fac bani și am constatat că, deși banii nu aduc întotdeauna fericirea, sunt importanți și îți aduc un anumit confort. Dar ăla a fost momentul care m-a transformat pe mine dintr-un student tocilar într-un om de afaceri. Anul 2, la facultate, Academia de Studii Economice, Facultatea de Comerț. A fost un moment și chiar dacă, nu mi-aduc aminte dacă am fost umilit sau nu, dar ăla a fost momentul care a declanșat în mine ambiția de a munci până nu mai pot. 16, 17, 18 ore pe zi. Și am făcut lucrul ăsta, am terminat și în fruntea listei și am făcut și bani. Continuăm. Merg tot cu o întrebare roșie. Ce înseamnă întrebare roșie? Uitați aceasta, mai dur așa, mai dificilă. Am văzut cum ați făcut primul milion de euro, mărci buni. E clar că sunteți un bărbat înstărit. De mai bine de 20 de ani sunteți în top 300 cei mai înstăriți români, iar eu am remarcat că sunteți unul dintre puțini oameni de afaceri care și-au păstrat această poziție. Și pentru că suntem la capitolul bogăție, iată ce spuneți dumneavoastră despre acest subiect și merg pe vorbele dumneavoastră. Bogăția e relativă, ai putea să o definești prin absența grijii pentru ziua de mâine. Asta nu înseamnă că bogăția, indiferent cum o definești, înseamnă automat și fericire. Din vorbele dumneavoastră înțeleg că banii nu aduc fericirea. Urmează întrebarea. Cum este să fii bogat într-o țară săracă? Da, întrebare care probabil o să cer 15 secunde suplimentare. România este o țară săracă, așa spuneți dumneavoastră. Alții spun din contra că e o țară bogată. Adevărul e undeva la mijloc. Are foarte multe bogății, are oameni care au realizat multe lucruri în viață, are, din păcate, o clasă politică care a nenorocit această țară timp de 30 de ani. Și o dramă peste care vom trece cu greu. Banii, e adevărat, nu aduc fericirea și v-am spus și înainte, aduc un oarece confort, nu ai grijă zilei de mâine, dar să nu credeți că dacă ai bani nu ai griji. În momentul în care nu poți să plătești salariile angajaților, ai destule griji, nu poți dormi. În momentul în care trebuie să închizi o unitate economică, o fabrică, un magazin, o unitate de producție, nu-ți stă foarte bine. Muncești foarte mult, ai probleme în căsnicie, pentru că stai mai puțin pe acasă și nu e în regulă. Sunt avantaje și dezavantaje, dar în orice țară există oameni bogați, oameni foarte bogați, există o clasă de mijloc, există oameni mai puțin bogați sau săraci. În Statele Unite ale Americii sunt oameni foarte săraci, homeless, care dorm pe stradă, sub poduri. Prin urmare, și acolo există oameni bogați și oameni săraci. Oamenii bogați, după părerea mea, au muncit pentru a face bani. Oamenii săraci nu și-au dat interesul. Mă întorc la situația mea. Puteam să rămân un tocilar și să termin facultatea cu 10 lei în buzunar. Faptul că am muncit mi s-a datorat mie. Prin urmare, nu e întotdeauna un adevăr absolut că oamenii săraci nu au nicio șansă. Eu mă uit
și văd oameni care pot munci și nu muncesc, stau pe ajutoare sociale. Lucru care nu este în regulă. Prin urmare, sunt și oameni care nu pot munci. Sunt și oameni care sunt bolnavi. Și aia, într-adevăr, trebuie să aibă parte de simpatia și de empatia noastră. Dar cei care pot munci, să muncească, nu să trăiască din ajutoare sociale. Mergem mai departe, discutăm și despre ajutoare sociale. Fiți liniștit. Și acum, schimbăm puțin registrul. Știu că vă place golful. Ne-ați și spus deja, golful este sportul milionarilor. Vă place să fiți activ. Ați spus chiar așa, dumneavoastră. Merg pe vorbele dumneavoastră. Ăsta e motivul pentru care mi-am luat casa de vacanță la St. Moritz și în Dubai, ca să am unde să-mi petrec vacanțele și să am acces și la multe activități. Pe de altă parte, presa a scris de-a lungul timpului că sunteți un bărbat foarte generos cu femeile, domnule Cataramă, cu femeile din viața dumneavoastră, desigur. Jurnaliștii au scris că ați fi dăruit femeilor din viața dumneavoastră un Aston Martin în valoare de câteva sute de mii de euro, un avion de 8 milioane de euro. Vreau să știu dacă faceți aceste cadouri, domnule Cataramă, din iubire sau din orgoliul unui bărbat potent financiar. Urmează întrebarea. Sunteți un bărbat extravagant? Nu. Întrebarea dumneavoastră primește un răspuns categoric. Nu, nu sunt extravagant și consider că în momentul în care ești într-o relație de cuplu, trebuie să duce această relație în mod normal. Faptul că oferi o mașină partenerei tale nu e un lucru extraordinar, pentru că până la urmă, doamna Rifai, în orice cuplu bărbatul oferă ceva femei, în funcție de posibilități. Dar eu vreau să vă spun ceva. Să știți că poate femeia sau bărbatul într-un cuplu care nu au atât de mulți bani, în cazul unui cadou mult mai mic, sunt mai fericiți decât în cazul pe care îl discutăm noi. Vreau să vă spun un singur lucru. Eu, când mi-am cumpărat prima mașină, o Dacia la mâna a doua, v-am spus, am fost cel mai fericit bărbat de pe planetă. Am avut multe mașini și de marcă. Niciodată, dar absolut niciodată. Vorbim și despre ele, nu imediat. Am mai fost atât de fericit când am avut o mașină ca în momentul în care mi-am achiziționat acea Dacia roșie la mâna a doua. Sigur, nu e vorba de sute de mii de euro la Aston Martin, nu e vorba că am făcut cadou avionul, ci am scris numele pe avion, dar una peste alta, situația e așa cum a spus-o dumneavoastră. Consider că sunt lucruri firești și normale, nu sunt extravaganțe, n-am făcut tapaj din lucrul ăsta. Faptul că presa prinde un moment, sesizează o situație, e în regulă. Trebuie să recunosc că am fost clientul presei tabloide în ultimii 30 de ani. Prin urmare, sunt lucruri firești și normale care n-ar trebui să genereze discuții mai mult decât e cazul. Mulțumesc! Mergem mai departe. Domnule Cataramă, mă uit la dumneavoastră, sunteți un bărbat foarte bine îmbrăcat. În această seară, desigur, din nou, sunteți foarte bine îmbrăcat și ca de fiecare dată, de altfel, ori de câte ori v-am văzut eu. Sunteți foarte atent la modul în care arătați și la modul în care vă prezentați în societate. Sunteți amator de frumos. Aveți o soție frumoasă, aveți case frumoase, aveți o colecție impresionantă de obiecte de artă. Vreau să știu dacă vă plac doar hainele de brand și cine vă ajută să le alegeți. Urmează întrebarea. Cât costă ținuta pe care o purtați în această seară? Peste 1000 de euro. Vă pot spune exact. Dar ca să-mi dați două minute să spun cât costă hainele, cam mult. Păi, ai pantofi, ai pantaloni, ai haină, ai cămașă, ai butoni, ceas nu am în seara asta, dar una peste alta e peste 1000 de euro. E multe puțin? Pentru cel care câștigă 5000 de lei pe lună, a plăti 200-300 de lei pe un costum, e ok. Pentru cel care câștigă 10.000 de euro, a plăti 1.000 de euro, din nou este ok. Depinde cât câștigi. Întotdeauna te raportezi la venit. Dar vă mai spun ceva. Să știți că lumea, în general, cheltuie bani pe care nu-i are,
pe lucruri de care nu au neapărat nevoie. Și trebuie să recunosc că și eu am căzut de câteva ori în păcatul ăsta. Mulțumesc. Continuăm. Schimbăm registrul. Am citit că sunteți un mare admirator al președintelui american Donald Trump. Chiar dumneavoastră ați spus la un moment dat, merg pe vorbele dumneavoastră, eu sunt un mic Trump al PNL în acest moment. Dumneavoastră bogat, Trump bogat. Bun. Despre președintele american, presa de peste ocean a scris că acesta a plătit în 2016 și în 2017 impozite în valoare de doar 750 de dolari, o sumă foarte mică, la o cifră de afaceri de aproape 450 de milioane de dolari. Este probabil și principalul motiv pentru care președintele american a încercat să ascundă atât de mult timp declarațiile sale fiscale. Urmează întrebarea. Ce impozit plătește Viorel Cataramă la stat? Viorel Cataramă plătește pe persoană fizică impozitele care trebuie să le plătească, care sunt destul de mari, iar companiile care sunt controlate sau conduse de Viorel Cataramă își plătesc impozitele care trebuie plătite. Problema care se pune, doamna Rifa, este că noi, oamenii de afaceri, vrem să plătim cât mai puțin și speculăm orice legislație care ne permite să plătim mai puțin. Faptul că Donald Trump, spuneți dumneavoastră, a plătit 750 de dolari față de alte multinaționale de la noi care nu plătesc nimic, e totuși ceva. Ce vreau să spun? Poți să-l acuzi pe un om de afaceri, poți să acuzi o companie că nu plătește taxele atâta timp cât intră în infracțiune, când încalcă legea. Dar când el nu plătește taxe pentru că legea îi permite să nu plătească, ce problemă aveți cu oamenii de afaceri sau ce problemă poate să aibă cineva pe lumea asta cu oamenii de afaceri că respectă legea? Când respecti legea, nu-i bine. Când nu respecti legea, iarăși nu-i bine. Vedeți dumneavoastră, cădem întotdeauna în niște dezbateri populiste. Și anume, trebuie să plătești cât mai mult la stat. Dar de ce trebuie să plătești cât mai mult la stat? De ce trebuie să umflu eu statul român pe cei 1,5 milioane de angajați care nu fac mare lucru, dar care de multe ori, unii dintre ei, îmi pun bețe în roate, mă amendează în mod incorrect, mă agresează și așa mai departe. Nu mi-a spus cam care e cifra. Tot de ordinul milioanelor. Lei sau euro? Lei. Dar nu pot să vă spun exact, dar aici ne învârtim. Nu vreți să ne spuneți? Nu știu exact și n-am contabilizat niciodată. Perfect. Mergem mai departe. În ultima declarație de avere ați trecut așa: 20 de terenuri, 2 case, 2 apartamente, un spațiu comercial, o barcă cu motor și obiecte de artă în valoare de 3 milioane de euro. Veniturile dumneavoastră arată cam așa: peste 41.000 de euro salariu anual de la firma dumneavoastră de mobilă, vreo 12.000 de euro din arende și aproape 300.000 de euro bani primiți din chirii. Urmează întrebarea. Domnule Cataramă, cât costă o pâine? Depinde de pâine, de unde o iei. Dacă o iei de la Paul, costă 15 lei, 20 de lei. Dacă o iei de la altă brutărie, poate să coste și 3 lei și 5 lei. Depinde de pâine, de cât e de mare, de în ce ai făcut, ce fel de făină și așa mai departe. Cam astea sunt prețurile. Nu există pâine peste 100 de lei. Mesele de care mâncați? Pâine făcută în casă. Fără de preț, mulțumesc, mergem mai departe. Ați povestit cu bucurie, cu mândrie, că prima mașină pe care ați cumpărat-o second hand a fost această Dacia. Ați avut apoi foarte multe alte mașini, unele deosebit de scumpe. Ați avut și un Ferrari, dar ați spus că niciodată nu ați fost mai fericit decât atunci când v-ați cumpărat această primă Dacia. Apoi, la un moment dat, ați ajuns primul român care a avut un Maybach. Și ați comentat ulterior, și vă citez, a fost o prostie fără margini, dar o etapă prin care a trebuit să trec pentru a ajunge la un soi de maturitate. Mi-am dat seama că e un nonsens să dai atâția bani pe o mașină care nu are nimic în plus față de una de 3 ori mai ieftină. Vreau să știu, vreau să ne spuneți ce anume din viața dumneavoastră v-a schimbat optica. Urmează întrebarea. Sunt oamenii bogați snobi? Pot să spun
că da, cel puțin într-o anumită perioadă sau în anumite momente din viață. N-am scăpat niciodată de lucrul ăsta și, vedeți, trebuie să înțelegeți contextul. Cu toți avem o viață socială. Viața noastră socială este alături de persoane plus minus cu același nivel de trai, cu aceleași venituri, cu aceleași preocupări și așa mai departe. În momentul când bogați. Vezi... Bogați, mai puțin bogați, dar oricum. Înstăriți. Nu neapărat. Spre exemplu, iubitor de operă. Nu trebuie să fii neapărat înstărit să fii iubitor de operă. Dar în această lume vezi anumite lucruri și trebuie să am și eu. Știți dumneavoastră, o femeie ține minte 10 sau 20 de ani cu ce a fost îmbrăcată și are mare grijă când iese să nu cumva să fie văzută din nou cu aceeași roche, cu aceeași toaletă. Asta poate, eu o apreciez ca un gest de snobism. Da, e o opinie personală. Femeile, în general, consideră asta un lucru absolut firesc și o necesitate categorică. Și n-ai ce face. La fel și la mașini. Are un prieten de-al tău o mașină, îți pui problema, mă, ce-ar fi să am eu un pic peste să mă simt și eu mai bine, nu? Nu neapărat fericit, dar mai bine. Din nou snobism. Da, prostii peste prostii, pentru că în acest moment eu am ajuns la concluzia că o mașină rezonabilă îți oferă același confort și aceleași opțiuni ca o mașină de 3 ori mai scumpă, cum am spus. Și am constatat lucrul ăsta când am fost într-o excursie și a trebuit să închiriez o mașină și am închiriat un Tiguan și mi-am dat seama că e aproape la fel cât o mașină de 3 ori mai mult. Vă mai dau un minut. Prin urmare, revin la ce am spus. Oamenii cumpără lucruri de care în principiu nu au nevoie. Eu cred și apreciez și cred că o să rămân în istorie cu ce spun acum. Mai mult de 50% din cumpărăturile făcute de români nu sunt necesare, nu au nevoie. Sunt făcute numai ca să cheltui banii. Nu vorbesc de un om care e bolnav, care nu mai poate munci, care este dependent de un ajutor al familiei și așa mai departe. Dar nimeni a spus când mi s-a schimbat optica, când s-a produs acel soi de maturitate. După ce am constatat că, având toate lucrurile astea, a cheltui banii pe astfel de lucruri e o prostie fără margini. Mulțumesc. Nu știu care e anul exact, dar mulțumesc, în orice caz, mergem nu mai departe. 1990. Continuăm cu întrebările. Știu că sunteți pasionat de artă și cultură, știu că mergeți des la operă, ne-ați vorbit deja, ați finanțat concerte și la un moment dat ați fost ales la, chiar vicepreședinte al Asociației Friends of Opera. Și nu admirați arta doar de la distanță, știu de asemenea, casa în care locuiți este un adevărat muzeu, știu că aveți o colecție impresionantă de tablouri, statui, ceasuri, bijuterii, totul de o valoare considerabilă. Urmează întrebarea. Care este cel mai valoros obiect de artă pe care îl dețineți? Nu pot să spun că am un obiect pe care îl consider cel mai valoros. Depinde ce înțelegem prin valoros. Dacă are valoare sentimentală sau dacă valoarea lui la bursă e cea mai ridicată. Vreau să înțeleg, mă întrebați din punct de vedere sentimental sau din punct de vedere material? Special v-am întrebat așa, să văd ce-mi răspundeți. Dacă mă întrebați din punct de vedere material, vreau să vă spun că sunt mândru că am o colecție Horia Bernea de 18 tablouri. Este singura serie a regretatului Horia Bernea, pe care am achiziționat-o în anii 90, și care astăzi valorează foarte mult, foarte, foarte mult, fiind unică în România. Din punct de vedere sentimental, sunt alte lucruri, dar din punct de vedere sentimental, nu interesează pe nimeni, pentru că atâta timp cât e sentimental, e sentimentul tău, nu e normal să-l faci public. Vă interesează care este tablou sau care este statueta sau care la este care vaza cel mai mult. La care țin cel mai mult? Da, e un tablou de Tonița.
Mulțumesc. Continuăm. Revenim la politică, dar mergem cu o întrebare roșie. În programul dumneavoastră politic din 2019 ați spus că vreți să promovați oamenii de afaceri în funcții publice. Pe de altă parte, un sondaj realizat la finalul anului trecut arată că, deși 3/4 dintre antreprenorii români sunt interesați de politică, doar 1 din 5 s-ar înscrie într-un partid sau ar candida la o funcție publică. Vreau să știu cum vreți să atrageți oamenii în politică. Urmează întrebarea roșie. Este politica un business? O remarcă înainte de răspuns. Până acum au fost întrebări roz, nici de cum roșii. Mă aștept, când îmi spuneți că e o întrebare roșie, să fie cu adevărat roșie, să curgă sânge. Dar, da, politica este un business. Și toți cei care se duc în politică, sau, nu, rectific, 99% din cei care se duc în politică se duc să facă bani, să îmbogățească pe ei și pe familiile lor. Asta a devenit o tradiție timp de 30 de ani și din acest motiv nivelul intelectual al clasei politice a devenit atât de jos. În anii 90, e adevărat, s-au făcut și atunci multe nereguli, dar erau oameni cu care puteai discuta. Deci era un anumit nivel intelectual care astăzi nu mai există. De ce nu mai există astăzi? Pentru că toată lumea se duce să facă bani și dacă te duci să faci bani, acolo trebuie să execuți niște ordine. Așa cum am spus, nu știu dacă aveți în hârtiile dumneavoastră, partidele politice sunt în acest moment niște structuri mafiote extrem de bine organizate. Mergem și acolo. Și consolidate. Și atunci, în politică, nu mai pot ajunge oameni cu coloană vertebrală, pentru că acolo trebuie să execuți în poziție de drept ce ți se spune. Trebuie să furi dacă trebuie să furi, să dai un contract dacă trebuie să dai un contract, să angajezi un tâmpit sau o tâmpită dacă ți se spune și dacă ai cât de cât coloană vertebrală, nu poți să înghiți la nesfârșit lucrurile astea. Și atunci oamenii valoroși, sub o formă sau alta, fie sunt dați la o parte, fie să retrag singuri. Oamenii de afaceri, foarte mulți sunt temători, mulți au afaceri cu statul, vor să nu aibă probleme cu controalele, vor să nu deconteze declarații politice în afaceri, pentru că nu e așa, așa cum v-am spus, timp de 30 de ani, întreaga clasă politică a militat pentru distrugerea capitalului românesc și oricum reducerea lui la o valoare nesemnificativă. Doamna Rifai, astăzi mari oameni de afaceri din Polonia, din Cehia pot cumpăra în România. Noi nu avem oameni de afaceri în România de asemenea calibru. Noi avem multinaționale și avem capital străin. Noi în România mai avem 2 ramuri industriale unde avem capital majoritar românesc. Industria mobilei și industria alimentară, numai fără segmentul de băuturi. Vedeți dumneavoastră, de asta oamenii de afaceri nu vor, pentru că nu vor să suporte consecințe negative. Pentru mulți politicieni, politica e un business în sine, domnule Cataramă. Da, sigur. Păi au venituri foarte mari, enorm de mari, au posibilitatea să devalizeze banul public, au posibilitatea să-și angajeze rudele, prietenii, amantele, amanții, în toate posturile și posibile și imposibile. Prin urmare, este un business, o afacere. Politica. Mergem mai departe. În 2019, când ați candidat la alegerile prezidențiale din partea Partidului Dreapta Liberală, v-ați gândit să vă folosiți de experiența din domeniul mobilei. Ați lansat o campanie inedită cu o linie de mobilier electoral. Salteaua Klaus Iohannis, pe care se dorme confortabil 5 ani, scaunul Viorica Dăncilă, l-ați numit scaunul de stat degeaba, pătuțul Dan Barna, în care toți copiii din România ar fi fericiți. Nu ați spus însă nimic despre cum vă vedeți pe dumneavoastră, domnule Cataramă. Urmează întrebarea. Ce piesă de mobilier este Viorel Cataramă? Toate și niciuna. Toate și niciuna. Vedeți, e privilegiu celui care creează. Contemporanii, posteritatea vor aprecia opera și autor. Dar nu vă confunda niciodată opera cu autorul. Și când autorul se uită în oglindă? Toate și niciuna. Mulțumesc, continuăm. Din nou schimbăm registrul. Știu că în momentul în care ați aflat că veți fi din nou tată, ați slăbit brusc 10 kg în doar 3 luni.
Astăzi vedem, vă mențineți în formă și știu că faceți sport des și știu că nu vă lipsesc orele de tenis. Știm de asemenea că sunteți atenți și cu regimul alimentar și că, așa, țineți la aspectul dumneavoastră în general. Urmează întrebarea. Domnule Cataramă, vă considerați un bărbat bine? Nu. Doamna, am trecut de vârsta care mă interesa acest lucru. Aoleu! Eu nu am slăbit 15 kg când am auzit că urmează să devin tată. Am slăbit 15 kg acum 15 ani, în 3 luni adevărat, și știam că cel mai greu este nu să slăbești, ci să te menții. Nu mă mai interesează așa de mult această chestiune, pentru că totuși sunt oameni mai tineri, băieți, bărbați mai tineri, care le las lor aceste preocupări. Sigur, în continuare trebuie să ai grijă să te îmbraci cât de cât corect, să ai un regim alimentar cât de cât corect, dar asta o faci în primul rând pentru tine, nu pentru cei din jur. Vedeți dumneavoastră, foarte multă lume nu reușește să slăbească, să arate bine, pentru că ei nu fac asta pentru ei, ci pentru cei din jur. Ei, eu pe mine nu mă mai interesează, deși odată mă interesa, dar acum nu mă mai interesează atât de mult părerea celor din jur. Fac asta pentru mine, pentru că trebuie să fiu în condiție fizică bună. Vreau să mai trăiesc și să mai muncesc și să mă mai bucur de viață încă cel puțin 30 de ani de aici încolo, în România, alături de familie. Prin urmare, o fac pentru mine și e bine. Continuăm. Iată cum vă descria soția dumneavoastră, Adina Alberts, un cunoscut chirurg estetician. Citez. Își dorește să arate bine, motiv pentru care și-a făcut și câteva intervenții estetice nechirurgicale. Pentru un om, cel mai important este să fie mulțumit de ceea ce vede în fiecare zi în oglindă. Vreau să știu, domnule Cataramă, cam în cât timp v-a convins soția să pășiți în cabinetul ei? Vreau să ne spuneți ce ați văzut în oglindă și nu v-a plăcut? Urmează întrebarea. Ce intervenții estetice aveți? Am mai multe și vreau să vă spun că am intrat în cabinete cu mult înainte de a o cunoaște pe soția mea. Prin urmare, în momentul când am cunoscut-o, am intrat de-a doua zi, sau cât de repede s-a putut. Și vreau să vă spun ceva. Atâta timp cât există posibilități ca să îți prelungești viața, că nu e așa, cu toții ne ferim de coronavirus, ca să trăim mai mult. Cât ai posibilitatea să îți prelungești viața, să beneficiezi de cuceririle științei și tehnicii, a tehnologiei, de ce să nu o faci? Prin urmare, tot ce este posibil, nu văd de ce nu. Eu regret un singur lucru, că nu am ani mai puțin ca să-mi pun și eu un cercel sau doi cercei în ureche. E timpul. Dar nu ne-ați spus ce intervenție aveți? Asta nu prelungesc viața, doar vă înfrumusețează, totuși. Doamnă, prelungesc viața pentru că îți oferă un psihic corespunzător. Lungimea vieții depinde și de psihic, corect, și de stres, și de modul de alimentație, și de modul în care îți duci viața, de alimentație și așa mai departe. Toate conduc la ideea că dacă îți urmărești cu adevărat toate căile posibile, îți poți prelungi viața fără să-ți fie frică de coronavirus și de COVID cu 10-20 de ani. Mulțumesc, continuăm. Despre relația cu soția noastră, Adina Alberts, știm că a cunoscut multe suișuri și coborâșuri. Știm că după 2 ani de relație v-ați despărțit. Se întâmpla în 2012. Mi-a plăcut o declarație pe care ați făcut-o atunci și vă citez. Adina Alberts va fi mereu cea mai frumoasă femeie din univers. Vreau să știu dacă și acum, după 10 ani de relație, mai gândiți la fel și vreau să-mi spuneți, ținând cont că în perioada în care ați fost despărțiți, am citit că nu v-a fost ușor și că ați luptat, v-ați luptat să o recuceriți, dacă milionarii suferă din dragoste mai puțin sau altfel decât oamenii obișnuiți, urmează întrebarea. Cum iubești un milionar? Doamna Rifai, oamenii iubesc indiferent
de bani. Ce credeți, că unul fără bani nu iubește? Nici vorbă. Dragostea este o chestiune, este un sentiment care nu ți-l programezi, cu care te trezești dimineața sau seara și care există pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp. Indiferent cum te cheamă, ce funcție ai, câți bani ai, ce mașini conduci, indiferent de toate astea. Declarația mea e valabilă și astăzi și a fost spusă într-un moment în care eu, ca și acum, credeam în ce am spus. Și am făcut referire la mine. Nu e obligatoriu și pentru dumneavoastră și pentru alții să fie așa. Pentru mine e suficient. Deci, iubirea este un sentiment care nu ține cont nici de vârstă, nici de avere, nici de pregătire, nici de profesie, nici de rang social, de nimic. Oamenii iubesc. E adevărat că dacă iubești măcar o dată, trebuie să fii fericit. Dacă iubești de două ori, înseamnă că ești extrem de fericit, pentru că, cel puțin din experiența mea, am cunoscut și oameni care n-au iubit niciodată. Dumneavoastră, de câte ori ați iubit? Cel puțin de două ori. Mulțumesc. Continuăm. Imediat după ce ați cunoscut-o pe soția dumneavoastră, pe Adina Albers, apropiații spuneau că nu v-au văzut niciodată mai fericit. Maldive, Dubai, Veneția, Africa de Sud, St. Moritz sunt doar câteva dintre escapadele romantice pe care le-ați făcut cu soția dumneavoastră. Și acum o să vă reamintesc ce spunea soția dumneavoastră, un citat foarte frumos: sunt surprinsă de generozitatea partenerului meu de viață, mai ales că eu nu am fost niciodată răsfățată în niciun fel. Nici ai mei nu m-au răsfățat, însă el mereu îmi repeta: tu meriți, tu meriți, tu meriți. O declarație pe care orice bărbat își dorește să o audă din partea femeii iubite. Urmează întrebarea: care a fost cel mai romantic gest pe care l-ați făcut? Vă răspund, dar înainte de asta, să știți că, în general, între oameni, există două moduri de comportament. Indiferent că ai bani sau n-ai bani. Între un bărbat și o femeie, într-un cuplu. Și anume, să-și plătească fiecare partea când merge în excursii. Și cunosc nenumărate persoane care procedează așa, chiar de la începutul relației, considerând că așa e bine, și sunt persoane care consideră că bărbatul este dator să ofere partenerei o bucurie, o vacanță. Eu fac parte din această categorie, dar, repet, există și cealaltă categorie. Deci am fost catalogată soția mea în această categorie. Foarte frumos. Mi se pare un lucru firesc. La fel de firesc mi se pare să mergi în Maldive când ești îndrăgostit. N-ai ce să cauți în Maldive, doamna Rifai. Cred că îmi dați dreptate dacă nu ești îndrăgostit. N-am fost în Maldive, domnule Cataramă. Deci Maldivele, pentru toată lumea, înseamnă o insulă cu un hotel și atât, în care nu ai ce face decât eventual saună și masaj. Prin urmare, n-ai ce să cauți acolo, în Maldive, dacă nu ești îndrăgostit. Sigur, te poți duce, poate ești obosit și vrei să dormi pe plajă 3 zile, da. Nu e cazul. Și cel mai romantic gest? Trebuie să mă gândesc. Da. Cel mai romantic gest a fost în momentul în care i-am oferit inelul de logodnă. Care s-a întâmplat cum? S-a întâmplat la casa noastră de la Snagov. Vă mai eram dau timp, bar. Să știți. Eram la bar. Așa. Și a fost foarte emoționată Adina. A fost un moment de un romantism maxim, da. Frumos. Continuăm. Schimbăm registrul. Sunt foarte mulți oameni de afaceri care s-au hotărât să financeze campanii electorale din mai multe motive: să fie în atenția publicului sau să revină pentru beneficii ulterioare sau pentru a ocupa funcții publice, așa cum este cazul dumneavoastră. Dumneavoastră ați făcut
politică, nu? În vederea unei funcții publice. Vreau să știu câți bani ați cheltuit în toți acești ani pe participarea în alegeri și dacă v-ați finanțat singur campaniile electorale sau dacă au existat și alți oameni bogați care au crezut în dumneavoastră și care v-au susținut financiar. Urmează întrebarea. Câți bani ați cheltuit până acum pe campaniile electorale? Să luăm cu începutul. Vă rog. E adevărat, din 1990 eu am fost implicat în politică, în PNL. Cea mai mare realizare a mea în domeniul politicii a fost salvarea de la moarte a Partidului Național Liberal în perioada 1992-1996. Atunci, dacă vă aduceți aminte, PNL-ul ieșea din Parlament, ajunsese la sub 1% în sondajele de opinie și era în disoluție. A fost meritul meu și m-a costat 2 milioane de dolari. Declarația asta am făcut-o și atunci. Nu m-a obligat nimeni. Am cheltuit 2 milioane de dolari între 1992 și 1996 să salvez PNL-ul de la dispariția de care a avut parte PNCCD-ul 4 ani mai târziu, să-l aduc în Parlament și să ajungă unde este astăzi. Deci dacă PNL-ul astăzi este un partid atât de mare, și eu, sau mi se datorează și mie într-o mică măsură, faptul că nu l-am lăsat să moară în acea perioadă groaznică. Niciodată nu am fost finanțat de oameni de afaceri. Tot ce am făcut în politică m-am finanțat sau m-am autofinanțat. Nu am cerut niciodată, plecând de la premisa că dacă ceri, trebuie să oferi ceva. Și nu știi ce trebuie să oferi și eu nu m-am băgat în politică ca să câștig bani. Eu m-am băgat în politică ca să transform România într-o țară puternic dezvoltată economic, cu un capital românesc puternic, autohton, și cu un stat suplu. Pentru că în momentul în care se realizează acele condiții, și pentru mine, ca om de afaceri, merge. Nu m-am dus ca să fac... Din contră, vreau să vă spun... Implicarea mea în politică m-a făcut să pierd o mulțime de bani din ce cauză. Pentru că în loc să mă duc, cum au făcut alții, și să fac afaceri și să cumpăr și să iau de la stat diverse lucruri care le putem lua, fiind în politică n-am făcut că eram în conflict de interese. Și poate astăzi, dacă nu făceam politic, eram mult mai bogat decât sunt. Asta nu înseamnă că mă plâng sau că sunt muritor de foame, repet. Dar vreau să vă spun că eu am făcut politică ca să aduc o schimbare reală în România. Cât v-au costat campaniile? V-am spus că atunci m-au costat 2 milioane de dolari. Acum nu mai știu, dar... Mulțumesc. Destui bani. Mergem cu o întrebare roșie. Adevărat roșie. De 2 ani sunteți președintele formațiunii Dreapta Liberală. Programul dumneavoastră politic pentru prezidențiale cuprindea mai multe propuneri, cum ar fi anularea pensiilor speciale și stimularea învățământului particular. O anumită propunere a stârnit nenumărate controverse, ați cerut anularea tuturor ajutoarelor sociale pentru persoanele apte de muncă. Asta ar însemna, de exemplu, să rămână fără sprijin și un om de 60 de ani, dat afară, în pragul pensiei și care nu își mai găsește acum un loc de muncă, pentru că știm, patronii preferă să angajeze tineri. Vreau să știu totuși ce categorii sociale ar merita un ajutor de la stat. Urmează întrebarea roșie. Credeți că asistații sociali sunt, de fapt, leneși? În mare parte, da. În mare parte, da. Și dumneavoastră ați dat un exemplu care nu este adaptat situației sau întrebării. Pentru că cel care a muncit, a avut carte de muncă, a cotizat pentru pensie, chiar dacă n-a ajuns la pensie, dar are ajutor de șomaj, aia e altceva, că nu-și găsește loc de muncă. Și are, poate să aibă pensie anticipată. Deci nu de aceste categorii de oameni vorbesc eu, ci de oamenii în putere, care pot munci, care au unde munci și care nu vor să muncească pentru că sunt leneși. Sau, dacă vreți un cuvânt mai românesc, puturoși. Și mă întorc din nou. Eu puteam să nu muncesc și să mă duc la tata și să-i spun: tata, dăm și mie 100 de lei, dăm și mie 200 de lei, că sunt student, vai mama mea, rupt în fund. Am muncit. Nu m-a obligat nimeni să muncesc. Repet, din contra, pot spune un secret, în timpul comunismului nu puteai lipsi de la școală.
Iar eu lucrând 6 luni pe an, cel puțin, trebuia să am scutire medicală și atunci am avut timp de 3 ani la rând coloana vertebrală fisurată, care însemna repaus, dar nu gips. Și așa am reușit să justific absențele de la școală, pentru că eu puteam să iau 10, dar puteam să fiu exmatriculat pe motiv de absențe. Prin urmare, sunt categoric împotriva ajutoarelor sociale pentru persoanele apte de muncă. În România se găsește de muncă, sunt o mulțime de posturi disponibile. E adevărat, astăzi e o situație mai grea ca urmare a pandemiei, dar nu poți să susții din banii celor care muncesc oameni care nu vor să muncească. Așa ceva este exclus. Mulțumesc, continuăm. Sunteți o persoană religioasă, cu credință în Dumnezeu. Ați spus asta, ați recunoscut asta de mai multe ori, în mai multe moduri, dar sunteți și un om de dreapta, un liberal și nu susțineți că biserica trebuie să fie finanțată necondiționat din bani publici. Merg pe vorbele dumneavoastră. Eu consider că una dintre principalele sarcini ale bisericii este să facă acte de caritate, să fie un mare angajator în România, să aibă spitale, să aibă școli, să aibă cămine de bătrâni, adăposturi pentru copii și așa mai departe și numai atunci să primească facilități fiscale. Estimările jurnaliștilor arată că cel mai mare proiect al bisericii din acest moment, Catedrala Neamului, a primit peste 120 de milioane de euro finanțare din bani publici. Vreau să știu dacă considerați utilă această investiție. Urmează întrebarea. Au nevoie românii de Catedrala Neamului? Răspunsul este da. Cu ce nu sunt eu de acord? Cu modul în care a fost finanțată această catedrală. Această catedrală, după părerea mea, putea să existe și cu alte surse de finanțare. Nu de la bugetul statului. E așa de simplu de la buget să construiești. E adevărat, biserica trebuie să aibă un rol extrem de important în societate și biserica trebuie să fie în primii 3 angajatori din România, așa cum în toate țările. Și cred că vom ajunge acolo, dar cred totuși că plățile pe care le face statul în toate domeniile de activitate, fără să cointereseze, să-i cointereseze pe cei care primesc bani, să facă și ei bani, nu este în regulă. Bună oară, primăriile primesc bani de la bugetul central. De ce trebuie să primească primăriile? Să facă bani sau să dea faliment? Ca să se dezvolte pe plan local, să facă lucruri utile, da? Nu să cheltuie banii pe tot felul de prostii. În domeniul culturii, de ce teatrele, de ce Teatrul Național trebuie să primească 20 de milioane de euro de la bugetul de stat și nu e pus să se autofinanțeze, să facă bani, să pună capul la contribuție și să facă bani? Așa cum fac alte instituții de cultură. Sportul, de ce trebuie primăria capitalei să dea 10 de milioane de euro pe sport? Repet, sportul profesionist trebuie să existe, cultura trebuie să existe, religia trebuie să existe. Dar nu trebuie ca toți să fie dependenți și să stea cu 2 mâini întinse la stat și pentru orice leu să ceară bani de la stat. Asta nu e în regulă. Continuăm. Merg acum cu încă o întrebare roșie. Ați vrut de mai multe ori să fiți președintele României. În 2014 ați vrut să candidați independent, dar v-ați retras în favoarea lui Cristian Diaconescu. În 2019 ați încercat din nou, însă nu ați reușit să convingeți prea mulți români să vă acorde votul. Anul acesta ați vrut să fiți primarul capitalei, dar nici măcar nu ați reușit să intrați în competiție din cauza listelor de semnături. Am văzut mai devreme că vă place Donald Trump ca om politic, dar din păcate, deși aveți o carieră politică prestigioasă, când a venit vorba să cereți votul românilor, dumneavoastră nu ați avut succes. Urmează întrebarea roșie. De ce nu vă votează românii? Păi pe mine m-a votat românii la un moment dat. În 1996 am luat voturi foarte multe în județul Bacău. Și am intrat în Senat și am fost senator și președintele Comisiei Economice a Senatului. Deci au fost momente când m-au votat.
Am mai candidat în acest an sau anul trecut la alegerile prezidențiale și dacă vă aduceți aminte, nici atunci n-am fost lăsat să candidez. Noroc că am avut posibilitatea să fac apel la Curtea Constituțională care m-a repus. În acest an, din nou, deși pe București trecusem de 9% în sondaje, n-am fost lăsat să candidez. Eu consider că reprezint, ca și Donald Trump și ca toți cei care militează pentru o economie puternică, un pericol. Și că România, care astăzi este deschisă către importuri și împrumuturi și nu este interesată de producția internă, de capitalul românesc, bunăoară, toate exemplele negative din economie sunt strict pe capul românilor. Nici o firmă multinațională nu are probleme, nu are controle, nu face nimic rău. Tot răul fac românii. Prin urmare, există un potențial pericol pentru o astfel de forță politică să vină și să încerce să transforme statul gras într-un stat suplu. Eu știu că am slăbit 15 kilograme în 3 luni. Deci dacă ai voință politică, poți să faci dintr-un stat umflat și gras un stat suplu. Dar trebuie să ai voință politică și trebuie să-ți asumi consecințele. Prin urmare, nefiind susținut de un partid mare, având o politică în contradicție cu alții, să fac eforturi deosebite să nu ies la suprafață. Dar cel puțin, măcar văd că dumneavoastră sunteți informată, ideile mele au fost propagate în spațiu public și au aderenți. Astăzi mai puțin, mâine mai mult. Știți cum e filmul ăla? Astăzi 13, mâine 30. Mulțumesc! Să vă ajute Dumnezeu să ajungeți acolo unde vă doriți. Domnule Cataramă, continuăm. Sunteți de peste 20 de ani deja în topul celor mai bogați români. Faceți afaceri din 1990. Am vorbit deja, ne-ați spus cum au arătat începuturile dumneavoastră. Anul trecut, averea dumneavoastră era estimată de asemenea la 10 de milioane de euro. Este de necontestat faptul că sunteți un om de afaceri de succes. În decembrie 2014 ați spus așa, citez acum, problema nu este că ai dat un tun. Important este ca după ce ai dat tunul să reușești să menții în viață afacerea sau să o dezvolți, că până la urmă pentru statul român important este ca afacerea să funcționeze, să plătească taxe și impozite, să creeze locuri de muncă. Vreau să știu dacă de-a lungul timpului au existat și momente în care afacerile v-au fost în pericol, urmează întrebarea, care este cea mai mare greșeală pe care ați făcut-o în afaceri? Da, e interesant că îmi puneți întrebări la care nu pot să răspund timp de două minute, dar vă spun care e cea mai mare greșeală care am făcut-o în afaceri, că m-am băgat în politică. Asta a fost cea mai mare greșeală a mea și țiu minte, mama Dumnezeu să o odihnească, a plâns și mi-a spus săptămâni întregi să nu mă bag în politică, să nu mă bag în politică și n-am ascultat-o. Ar fi fost foarte bine dacă o ascultam. Asta a fost cea mai mare greșeală. Restul, sigur că am mai făcut greșeli, dar asta e cea mai mare, pentru că asta a avut consecințele cele mai nefaste dintr-un anumit punct de vedere. Care? Că nu am acumulat capital cât puteam să acumulez. Dar, pe de altă parte, mi-a permis, vedeți dumneavoastră, ca timp de 30 de ani să fiu curat în afaceri. Eu nu am niciun dosar penal, nu sunt în atenția DNA-ului, n-am făcut afaceri cu statul, nu fac afaceri cu statul. Și atunci, în condițiile în care în jurul meu au fost mulți prieteni care au avut probleme, eu n-am avut această problemă. Deci, pe de o parte, am făcut o greșeală, dar pe de altă parte, acea greșeală mi-a folosit. Și anume, fiind în conflict de interese, sau ca să nu fiu în conflict de interese, ca să nu încalc legile țării, fiind tot timpul în lumina reflectoarelor, a trebuit să respect legislația 100%. Și asta m-a făcut astăzi să fiu în fața dumneavoastră un om de afaceri cu probleme, dar liniștit din punct de vedere al libertății. Sunt neliniștit pentru că guvernul mi-a luat libertatea, dar nu mi-a, nicio altă instituție nu mi
atacă libertatea și nu mi-a atacat-o până acum. Și nici nu mă va ataca. Mulțumesc, continuăm. Continuăm cu o întrebare roșie. Să vorbim și despre un episod controversat din cariera dumneavoastră, SAFI. O societate al cărei președinte ați fost și care a administrat Fondul Oamenilor de Afaceri. A fost primul fond mutual din România, s-a prăbușit în 96, provocând pierderi uriașe pentru românii care au investit în el. Afacerea a fost numită în presă drept jaf și escrocherie, dar procurorii nu au găsit probe împotriva dumneavoastră și dosarul nu a mers în instanță. Au fost aproape 2500 de investitori care au pierdut aproape 10 miliarde de lei vechi, spun procurorii. Urmează întrebarea. Vă simțiți responsabil pentru banii pierduți de români în SAFI? Da, în primul rând, cine spune că românii au pierdut bani în SAFI? Că spune cineva la cortul străzii, că spune presa. Până una alta, vreau să vă spun un singur lucru. SAFI administrează și astăzi Fondul Oamenilor de Afaceri. Deci, din toate scandalurile financiare, SAFI și Fondul Mutual al Oamenilor de Afaceri sunt singurile care există și astăzi, care niciun moment n-au fost în insolvență, în lichidare și care și-au continuat activitatea din 1994 până azi. Prin urmare, când discutăm de societăți care au avut o activitate continuă, care n-au avut niciun fel de probleme penale cu legea, putem să discutăm și de speculațiile presei, putem să discutăm și de afirmațiile unor investitori sau unor deținători de certificate. Un lucru este cert. Ieri sau alaltă ieri, când președintele lui Tesla a anunțat o nouă mașină mai ieftină, a pierdut societatea la bursă 50 de miliarde de dolari. Acolo sunt mulți investitori. Asta nu înseamnă că a fost ceva negativ. Asta nu înseamnă că a fost ceva fraudulos. Prin urmare, faptul că la SAFI nu a existat nimic fraudulos, și faptul că SAFI s-a conformat unei cerințe a autorității de reglementare, faptul că nu a fost, repet, nimic frauduloși și nimic ilegal, face ca astăzi SAFI să funcționeze bine, mersi, administrând în continuare fondul. Prin urmare, putem discuta și despre comentariile de pe margine, dar cred totuși că dacă vrem să acuzăm sau să venim cu o informație, trebuie să venim și de la o instituție a statului român. Mergem mai departe. Rămânem tot la o întrebare roșie. Un alt subiect pe care aș vrea să-l lămurim. Legătura dumneavoastră cu fosta securitate. În urmă cu doar un an, adică atunci când vă pregătați pentru candidatura la prezidențiale, a apărut o decizie a CNSAS care v-a indicat drept sursă a fostei securități. S-au descoperit o serie de documente, note de protocol, holografe, semnate de dumneavoastră cu numele real și note informative, holografe, semnate cu numele conspirative Voicu și W. Mai trebuie menționat că în 2002 ați primit tot din partea CNSAS o decizie de necolaborare cu vechea securitate. Vreau să știu în ce moment ați ajuns sursă de informații. Urmează întrebarea roșie. Care a fost relația dumneavoastră cu fosta securitate? Niciuna. Tot ce a spus dumneavoastră reprezintă o mistificare și, dacă vreți, o manipulare a opiniei publice. Pentru că acea adeverință de care vorbiți spune la sfârșit că eu, Viorel Cataramă, nu am fost nici ofițer și nici colaborator al fostei securități. Această concluzie din final a fost tamponată de 17 pagini de maculatură în care se spune ce a spus dumneavoastră și în care toată lumea a preluat de acolo. Nu e scrisul meu, nu a probat nimeni că e scrisul meu. Am și spus, dar nimeni nu mă ascultă. Bineînțeles, dacă mă duc în instanță și îl dau în judecată pe un jurnalist sau pe o persoană care vorbește, l-a venit și spune, uite că eu am citat din adeverință.
Dacă mă duc și spun, dau în judecată CNSAS-ul, judecătorul îmi spune, bă, dom'le, n-ai interes. Păi spune că n-ai fost. Deci, eu sunt într-o situație absolut paradoxală. Realitatea este că n-am fost, doamnă, nici ofițer, nici colaborator, nici informator. Nu am dosar și nu am avut și nu există angajament al meu cu fosta securitate. Faptul că există niște hârtii care nu sunt semnate de mine și care mi le atribuie mie și eu nu mă pot apăra, pentru că nu mă pot apăra, asta mă face să spun că este o manipulare în ideea că eu reprezint un pericol pe ideologia pe care o promovez în spațiu public. Dar, repet, răspunsul la întrebarea dumneavoastră este nu am fost, nu am semnat, iar hârtiile care sunt în dosar, unele dintre ele, care îmi sunt atribuite, nu sunt scrise și semnate de mine. Mulțumesc, am notat. Schimbăm registrul și mergem într-o zonă de viață personală. Este cunoscută decizia miliardarului Bill Gates de a nu lăsa moștenire copiilor, mai nimic, pe motiv că trebuie să-și găsească propriul lor drum în viață. La fel și miliardarul Warren Buffett, care a explicat foarte plastic această idee, pe care o împărtășește cu prietenul său, Bill Gates, și citez acum: copiii mei vreau să aibă suficienți bani cât să simtă că pot face orice, dar nu atât de mulți bani cât să nu facă nimic. Vreau să știu cum abordați dumneavoastră chestiunea moștenirii cu copiii pe care îi aveți. Urmează întrebarea: câți bani le veți lăsa copiilor dumneavoastră? Dom'le, orice tată responsabil trebuie să se îngrijească de viitorul copiilor. Dar eu sunt de acord, sau întru totul de acord cu ce au spus. Una e să aibă un standard de viață corect, care să-i determine să muncească, și alta este să nu facă nimic, să știe că ei au atâția bani încât poate să facă numai tâmpenii și prostii. Cu asta nu sunt de acord. Băiatul meu, spre exemplu, care este în anul întâi la facultate, deja este angajat în una din firmele mele, 4 ore pe zi, începe să muncească, să vadă cum e, are sarcini de serviciu, performează, și toți copiii trebuie, nu numai ai mei, dar după părerea mea, toți părinții ar trebui să îi facă pe copii să realizeze valoarea banului. Nu să primească tot ce visează și tot ce văd. Sigur, nu poți să-l lipsești. Trebuie să-i dai un telefon, trebuie să-i dai o mașină, trebuie să-i dai un loc unde să doarmă, dar asta nu înseamnă că trebuie să-i dai bani în exces și să-i permiți să facă numai tâmpenii și prostii. Eu sunt împotrivă și copiii trebuie să aibă asigurat un trai decent, dar dacă vor lucruri mai deosebite, trebuie să muncească și să le procure singuri. Trebuie să ne înțelegem, pentru că altfel ne norocim copiii. Sunt foarte mulți și cunosc în România și știți și dumneavoastră cazuri celebre în care părinții nu s-au ocupat de creșterea copiilor, de educația copiilor, le-au dat tot ce au vrut, iar ei sunt copii care nu mai pot fi recuperați pentru societate, din păcate. Și asta e o dramă care o realizează prea târziu, când nu mai ai ce să faci. Eu am scăpat de lucrul ăsta, nu sunt în această situație și voi merge pe această linie în continuare și am încredere că ai mei copii vor performa independent de ce am făcut eu în viață. Așa să fie, Doamne ajută, continuu. Fiica dumneavoastră, Briana, are 5 ani, este încă foarte mică, dar fiul dumneavoastră cel mare, ați vorbit despre el, Ștefan, are aproape 19 ani. Este la vârsta la care distracția este foarte importantă. Mi-ați spus că sunteți destul de strict atunci când vine vorba de bani cu copiii dumneavoastră, că nu faceți parte din categoria oamenilor cu bani în România care își răsfață copiii cu mașini scumpe, cu haine de firmă, cu vacanțe în locuri exotice. Vreau să-mi spuneți dacă v-ați propus măcar să le oferiți tot ceea ce dumneavoastră nu ați avut, și vreau să înțeleg cum totuși vă creșteți copiii, așa că urmează întrebarea: câți bani de buzunar le dați copiilor noastre? Briane, niciun ban. Pentru Ștefan, așa, trebuie să-mi dați voie să-l întreb dacă pot să fac publică informația. Dar în orice caz, vă pot spune că nu este o sumă
deloc mare. Bine, ce salariu are atunci? Salariul minim pe economie, 2250 de lei, dar lucrează 4 ore. Are salariul minim, foarte corect. Lucrează 4 ore, intens. Când a vrut să lipsească, a făcut cerere de concediu fără plată, ca să ne înțelegem. Prin urmare, are asigurat traiul zilnic. Evident că încă este student în anul întâi, dar începe să se obișnuiască cu munca. Are și bani de buzunar, nu are numai de la mine. Normal că nu pot să-l las. Și mie tata îmi dădea cât aveam. Îmi dădea și mie 50 de lei, 25 de lei, 10 lei. Îmi dădea, nu? Să am un ban. Prin urmare, trebuie să înțelegeți un singur lucru. Copiii mei n-au avut și nu au avea niciodată sume imense de bani pe mână. Ce înseamnă sume imense? De ordinul miilor de euro, ca să ne înțelegem. Pentru mine, sume de ordinul miilor de euro în buzunarele, în mâinile unor copii minori, reprezintă o greșeală fabuloasă, gravă, pe care niciun părinte n-ar trebui să facă. Și eu i-am spus băiatului meu, uite care e problema, o să-ți dau 1.500 de lei să ai bani de buzunar, iar dacă ai nevoie de haine, dacă ai nevoie de telefon, de altceva, vii la mine și mergem și cumpărăm. Adică nu le dau bani ca să-și cumpere ei tot ce vor. Banii de buzunar sunt să mergi de două ori pe lună să-ți inviți o prietenă la un restaurant, să mergi timpul să plătești expirat. Un taxi. Mulțumesc! Revenim la viața politică și ne întoarcem la întrebările roșii. După ce a apărut în presă scandalul primarului din St. George's Bay, care și-a filmat fetița în timp ce o umilea, dumneavoastră ați scris pe o rețea de socializare și vă citez: primarul spune că un copil trebuie disciplinat, ar trebui cercetat pentru pedofilie. Șocant, acest individ a fost apărat chiar de mama copiilor săi și nu a fost singura. Pe rețelele de socializare au fost oameni care i-au luat apărarea și care spun că nu e treaba noastră cum își educă el copiii. În plus, a fost reales primar la ultimele alegeri. Cu alte cuvinte, în urma acestui scandal public, oamenii nu au considerat că a exagerat sau că a făcut ceva greșit și au acordat din nou votul. Urmează întrebarea roșie. Au românii politicienii pe care îi merită? Da. Pentru că au politicienii pe care îi votează. Iar cei care i-au luat apărarea sunt niște tâmpiți, doamnă, în opinia mea. Și niște cretini și niște idioți. Pentru că acea faptă este condamnabilă. Discutam cu un prieten care spunea de un film, am uitat, în care o scenă de genul ăsta era în contextul pedofiliei. Și din acest motiv eu am făcut acea postare, pentru că știu că în România sunt foarte mulți analfabeți funcționali. Știu că sunt foarte mulți tâmpiți și cretini. Dar să accepți ca mamă sau ca om normal, ca un copil să fie supus unor astfel de tratamente, înseamnă că ești tâmpit, cretin sau idiot. Și dacă ești așa, trebuie să fii tratat ca atare. Dur, dar nu am cum să nu fiu, pentru că aici e vorba de copii, de cum crește un copil. Cum vă imaginați dumneavoastră psihicul acelei copile supuse la astfel de torturi, ca asta ce am văzut noi, dar probabil că în fiecare zi se întâmplă și lucrul ăsta. Și cum explicați votul? V-am spus, oameni care nu gândesc, oameni care votează aiurea și care au făcut ca România să aibă parte de politicieni de nivelul la care sunt, datorită votului acestor oameni. Continuăm. La un moment dat a spus așa: nu am fost un copil foarte cuminte și nu am avut niciodată nota 10 la purtare. Îmi amintesc că pe la 10 ani am apărut în presă, la exemple negative, în ziarul numit Steagul Roșu. Ne jucam cu arcurile, am tras o săgeată asupra unui camion care trecea pe stradă. În ziua în care a apărut articolul în ziar, de rușine, nu m-am mai dus la școală. Tata mă mai altoia câteodată, rugat de mama, dar atunci nu mi-am furat-o. Părinții m-au rugat doar să nu mai fac așa ceva și nu am mai făcut.
În România, în fiecare oră, 2 copii sunt victime ale violenței fizice, iar 86% din cazurile raportate de abuz fizic asupra copiilor au loc în familie. Vreau să știu de ce în România educația încă se mai face cu palma. Urmează întrebarea. De ce la români, domnule Cataramă, bătaia este încă ruptă din rai? Fac o precizare înainte de a răspunde. Vă rog. Eu nu am luat bătaie în adevăratul sens de la tatăl meu. Că mă mai urechea, că mai îmi dădea câte o palmă la fund, nu... Da. Sigur, există momente în care te poți enerva pe un copil. Dar faptul că la noi în România este permisă în continuare sau se întâmplă în continuare astfel de lucruri este pentru că legea nu funcționează. Și că cei care ar trebui să aplice legea nu aplică, pentru că avem legi. Aceste lucruri sunt interzise, nu? Sunt interzise de lege, numai că autoritățile statului român, din acel stat gras de care vorbeam, nu consideră că asta este un lucru grav. Deși eu cred că e un lucru extrem de grav, violența excesivă asupra copiilor, care au consecințe asupra psihicului și asupra evoluției copilului în viitor. Eu cred că aceste exemple ar trebui să fie pedepsite drastic de către autorități și acel primar, indiferent de câte voturi a luat el acolo, trebuia luat și trebuia să îi se aplice legea, indiferent ce spune nevasta lui și indiferent ce spune el. Pentru că nu poate, ca tată fiind, să-și maltrateze și să-și agreseze copilul într-un asemenea mod. În altă țară, civilizată, era de mult săltat sau fetița nu mai era alături de el. În România se permite și din cauza autorităților. De ce? Ajungem din nou pentru că românii votează pe cine nu trebuie și cei care ajung acolo nu aplică legea. Dar sunt și oameni care vor ca legea să fie respectată. Mulțumesc. Continuăm. Despre părinții dumneavoastră, ați povestit la un moment dat că, deși oameni simpli, v-au educat în spiritul moralei creștine și v-au insuflat convingerea că pentru a fi un om realizat în viață trebuie să învățați bine și trebuie să faceți o facultate și merg pe vorbele dumneavoastră. Am întrebat-o pe mama la un moment dat, nu mai știu dacă eram în școala generală sau în liceu. Mamă, cât trebuie să înveți ca să ajungi ministru? Nu mai îmi amintesc ce mi-a răspuns, dar mă gândesc câteodată la această întrebare ciudată pusă de un copil în timpul comunismului, un copil care a ajuns ministru după 1989. Vreau să știu ce fel de părinte sunteți, cât de implicat sunteți în creșterea copiilor dumneavoastră și dacă le ghidați așa din umbră viitorul profesional. Urmează întrebarea. Cum i-ați educat pe copiii dumneavoastră? Trebuie să recunosc că nu am talent pedagogic și din acest punct de vedere nu pot să fac lecții cu copiii, n-am răbdarea necesară, n-am talentul, am pregătirea necesară, dar urmăresc îndeaproape evoluția copiilor și, bineînțeles, un copil are numai tată, are și mamă, se ocupă și mama, de ce nu mă pot ocupa eu? Urmăresc în permanență evoluția copiilor, mă interesez la școală ce note au, dacă sunt copii buni, dacă sunt rezonabili și așa mai departe și dacă nu, încerc să iau măsuri. În orice caz, pot să vă spun un singur lucru. Eu nu mi-am bătut sau altoit copiii, niciunul dintre ei și nici nu cred că este o soluție grozavă, deși trebuie să recunosc. Dar le-ați impune o carieră? Nu. Nu, pentru că mie nu mi-a impus nimeni cariera și chiar dacă profesorii au fost sufocați de indignare de ce am vrut eu să fac în viață și ce am făcut, nu, pentru că nu văd de ce. Un om trebuie să fie liber și să facă ce îi place. Eu vreau să vă spun ceva, nu poți reuși în viață decât dacă faci ce îți place și unde ai talent. Dacă te trimit eu cu forța într-un loc unde tu nu ai talent, sau dacă m-ai fi făcut pe... Eu am avut propuneri să fiu profesor universitar sau să predau la facultate. Și am spus, dom'le, nu fac lucrul ăsta că nu am talent, nu mă pricep, nu pot, nu știu. Prin urmare, cred că un om trebuie lăsat să aleagă ce îi place în viață
pentru că numai acolo are șansă maximă de câștig, făcând ce se pricepe și ce-i place. Altfel, sigur, fără să mergem în alte extreme, că îmi place să stau de dimineață până seara, să dorm, să consum droguri și să beau alcool, nu? Nu discut de situația asta, discut mai dau timp. Cariera profesională. Trebuie să-l lași să-și aleagă. Dacă îți pune o întrebare, poți să-i răspunzi, dar decizia trebuie să fie a copilului 100%. Mulțumesc. Continuăm. Sunteți vicepreședintele Crucii Roșii România. Presa a scris despre fondurile pe care dumneavoastră le-ați donat bisericilor și spitalelor. Merg pe vorbele dumneavoastră acum. Am încercat să o fac cât mai discret. Nu e neapărat filantropie, ci doar o chestie egoistă. Mă simt bine. E o declarație curajoasă, domnule Cataramă. Recunoașteți practic că tot ce dăruiți, dăruiți ca să vă simțiți dumneavoastră bine. Am observat că, în general, oamenii de afaceri își justifică aceste acțiuni de caritate în mod diferit. Unii gândesc că trebuie să dea ceva înapoi țării care i-a făcut bogați, alții ajută pentru că le este teamă de Dumnezeu. Am văzut că sunteți o persoană credincioasă. Aș vrea să-mi spuneți ce ați făcut astăzi, de exemplu, ca să îi mulțumiți lui Dumnezeu. Urmează întrebarea. Sunteți un om cu frică de Dumnezeu? Da, categoric da. Și cred că dacă am reușit în viață, am reușit pentru faptul că, așa cum scrie în Biblie, timp de 4 generații, părinții mei și părinții lor și părinții și așa mai departe au fost oameni credincioși. Părinții mei au fost oameni credincioși și eu cred că am avut parte de succes în viață, pornind de unde am pornit, pentru că timp de 4 generații oamenii au fost credincioși. Și vreau să fac parte, să continui tradiția, dacă vreți, ca și copiii mei și copiii copiilor mei să beneficieze de această realitate confirmată de Biblie. Altă explicație nu pot să găsesc, pentru că am plecat de unde am plecat, stau în fața dumneavoastră, nu stau cu cap plecat, am realizări, am și eșecuri, dar nu puteam să realizez dacă nu aveam și acest sprijin divin. Asta este ceea ce simt eu, nu ce cred, ceea ce simt. Și e important să simți lucrul ăsta. Așa este. Mulțumesc. Continuăm. V-ați implicat neașteptat de mult în aflarea adevărului în cazul dispariției fetelor de la Caracal. Ați demarat chiar și o anchetă proprie și ați oferit 100.000 de euro recompensă pentru găsirea și eliberarea fetelor. Merg pe vorbele dumneavoastră, ați spus așa, am cheltuit mulți bani să investighez, dar nu am ajuns la o concluzie certă și nu mi-am permis să-mi bat joc de familie. Voi continua investigațiile. Aș vrea să știu care este concluzia anchetei dumneavoastră în cazul Caracal din partea statului român. Nici măcar astăzi, la mai bine de un an de la tragedie, nu avem niciun răspuns. Vreau să știu și dacă această recompensă de 100.000 de euro a fost pentru publicitate sau dacă ați vrut cu adevărat să ajutați autoritățile. Urmează întrebarea. Ce credeți că s-a întâmplat cu fetele dispărute de la Caracal? Cred același lucru care l-am spus și acum un an, și anume că fetele au fost plasate într-o rețea de prostituție, că sunt în viață, că nu sunt în România și că fenomenul este de o amplare uriașă în țara noastră, pentru că infractorii sunt în cârdășie cu angajații instituțiilor statului, fie că vorbim de parchet, fie că discutăm de instanțe de judecată, fie că discutăm de instituții și agenții ale statului român. Eu am oferit acea recompensă, bineînțeles că am primit foarte multe informații și foarte multe tentative de fraudare, știți? Am investigat și mi-am dat seama că nimic din ceea ce am primit nu se confirmă. Asta nu înseamnă că această credință a mea că fetele sunt în viață și că sunt exploatate sexual a dispărut. Din contră, faptul că
Nu avem de-a face cu cadavre. Faptul că trenează atât de mult ancheta, faptul că nu avem nicio informație clară, mă face să cred că fetele sunt în viață și că fac parte din această rețea uriașă care produce între 1 și 2 miliarde de euro pe an și că unele persoane poate sunt interesate în aflarea adevărului, dar sunt altele persoane, vorbesc din instituțiile statului, care nu sunt interesate și care au cuvântul decisiv. Cred că nu vom afla adevărul prea curând, decât printr-un miracol, ca una din cele două fete sau amândouă să scape și să ajungă în România sub o formă sau alta. Dar asta este mai mult teoretic. Bun. Continuăm cu o întrebare roșie. Merg pe vorbele dumneavoastră cu o altă declarație care a șocat la vremea respectivă. Noi suntem creștini, cartea noastră de căpătâie Biblia. În Biblie spune că Dumnezeu a făcut pe om și a dat anumite calități. Homosexualii au această înclinație, nu pentru că așa e cool, ci pentru că așa sunt ei, așa simt. Dumnezeu a îngăduit ca acești oameni să aibă această înclinație. Nu este o boală care să poată fi tratată, este un dat. Dacă Dumnezeu a îngăduit ca acești oameni să existe, cum poate să vină un muritor și să nu fie de acord cu ce a spus Dumnezeu sau cu ce a făcut Dumnezeu? În 2017, când v-ați depus candidatura pentru șefia PNL, ați spus că vă doriți ca partidul să susțină ideea căsătoriilor între persoane de același sex și să permită cuplurilor de homosexuali să adopte copii. Urmează întrebarea roșie. Este pregătită România să accepte căsătoriile între homosexuali? Aici este o dezbatere mai amplă și aș vrea să plec de la următorul considerent. Cei care s-au implicat activ în dezbaterea acestui subiect au făcut referire la biserică. Toată lumea a discutat despre precepte religioase. Eu am venit și am dat citate concrete din Biblie, unde se spune foarte clar care este situația? Dumnezeu nu iubește, nu aprobă, dar nu condamnă și nu omoară pe acești oameni. Și nimeni dintre muritori, și cu toții suntem muritori și supuși greșelii, nu avem dreptul să condamnăm faptele acestor oameni. Asta spune în Biblie. Și pe mine mă deranjează foarte mult că cei care umblă cu Biblia în față sunt primii care încalcă ce scrie în Biblie. Ca să fiu foarte clar. În al doilea rând, dacă ne raportăm la Biblie, și eu mă raportez la Biblie, înseamnă că acești oameni trebuie lăsați să-și ducă viața în anumite condiții. Nu sunt de acord cu adopțiile de copii de către cuplurile homosexuale. În schimb, cred că ei trebuie lăsați să-și ducă viața în continuare. N-au decât să facă, acum medicina a evoluat, pot avea copii și fără să adopte. Deci, dar România e pregătită pentru așa ceva? Doamne, România a fost pregătită pentru coronavirus? Lumea a fost pregătită pentru coronavirus? Ești sau nu ești pregătit, iei cunoștință de anumite realități pe care trebuie să le accepți. Și dacă spui că nu te raportezi la Biblie, atunci eu îți respect punctul de vedere. Nu mai dau timp. Dar nu o să respect niciodată punctul de vedere a unui individ care se raportează la Biblie și la religie, că noi suntem creștini și cu toții ne ghidăm după Biblie, ca să condamne ceea ce nu are dreptul să condamne. Dacă avem de-a face cu atei care spun, domnule, eu nu cred în Dumnezeu, nu cred în Biblie, nu am treabă cu religia, dar nu contest, atunci putem să discutăm acest subiect. Dar aceste persoane nu s-au manifestat în spațiu public. În spațiu public s-au manifestat cei care spun că sunt creștini. Timpul a expirat, mulțumesc. Revenim la realitatea politică și socială. Am vorbit mai devreme de tragedia de la Caracal. Anul trecut l-ați atacat pe președintele Iohannis, spunând așa, merg pe vorbele dumneavoastră, știa de existența rețelelor de trafic de persoane și l-ați acuzat că nu dorește
resetarea statului român. Iată ce spuneți atunci. Reamintim domnului Iohannis că putea aduce specialiști în instituțiile statului, măcar în timpul guvernării Cioloș, și nu a făcut-o, din contră, a încurajat numirile politice. Anul acesta, în plină criză provocată de pandemia de coronavirus, i-a cerut președintelui Iohannis să plece de la Cotroceni. Urmează întrebarea. De ce trebuie suspendat președintele Iohannis? De ce trebuia? Pentru că acum... Nu mai trebuie. Nu că nu mai trebuie, nu mai e posibil. Deci nu mai e posibil. Cu actuala conjunctură politică, cu procentele obținute de partide în alegerile locale, e de natura evidenței că acest subiect nu mai este de actualitate. Dar asta nu înseamnă că îmi schimb părerea, și anume că președintele Iohannis a fost unul din politicienii care a îngrășat statul, care nu a luptat pentru un stat suplu, care a tolerat umflarea statului și care nu a încercat sub nicio formă să rezolve problemele fundamentale ale instituțiilor statului. Noi am avut câțiva ani în care tot am discutat despre corupție și justiție. În momentul în care PSD-ul n-a mai fost la putere, au dispărut din spațiu public discuțiile despre corupție și despre justiție. Dar nu s-a schimbat nimic în aceeași situație. Și atunci eu îmi pun întrebarea, care este de fapt voința politică în România? Să se lupte împotriva corupției și să se modernizeze statul român, sau să populăm în continuare instituțiile statului cu tot felul de incompetenți? Aici nu am un răspuns. Cred totuși în continuare că nu se va schimba nimic și că vom merge pe aceeași traiectorie pe care au mers toate forțele politice, indiferent cum s-au numit. Mulțumesc. Continuăm. Tot cu o declarație dură din partea dumneavoastră, făcută anul acesta, vă citez, România este condusă de niște idioți, de niște proști și de niște cretini. Cât de incompetent să fii să îndatorezi România, sunt cuvinte foarte grele adresate clasei politice. Mă întreb, dacă sunteți oare la fel de intransigent cu colegii dumneavoastră de breazlă, cu colegii dumneavoastră de afaceri, adică vreau să știu dacă aveți prieteni din rândul oamenilor de afaceri, urmează întrebarea, care este, în opinia dumneavoastră, cel mai bun om de afaceri din România? Nu pot să certific, nu am toate datele, adică eu nu pot să fac expertize fără să am toate datele. Una este să apreciez un context politic sau să mă refer la niște decizii politice sau economice, și alta este să apreciez activitatea unui om fără să-l cunosc, fără să știu ce face. Dar trebuie că admirați pe cineva. Da, dar pe cine? Nu admit pe nimeni în mod deosebit, pentru că nu cred că trebuie să admirăm. Admirația e obiectivul nostru. Chiar nu admir pe nimeni, îi privesc cu respect pe cei care au realizat... Pe cine? Păi, luați-i pe la frații Pavel, luați-l pe Dan Ostahie, pe Dan Șucu, pe Florin Andronescu, pe George Copos, pe Ioan Nicolae. Au realizat. Sunt oameni care au realizat lucruri și îi apreciez pentru faptul că au realizat. Dar nu înseamnă că îi admir. Nu înseamnă că îi apreciez. Deci trebuie să vedeți cum îmi puneți întrebarea. V-am spus pe cine apreciez și sunt și alții. Pe Ion Țiriac, dacă e, putem să discutăm mai mulți. Pe Ion Popa de la Alba Iulia. Sunt oameni de afaceri care au Bogdan Stanca și așa mai departe. Deci sunt oameni care au realizat ceva și care au rezistat în timp cu afacerile. Îi apreciez pentru ce au făcut, dar nu neapărat că îi admir sau că sunt îndrăgostit de ei. Nu admirați pe nimeni? Nu. Dar admirația aici nu e. Cel mult să
reușita unui om de afaceri să te ambiționeze să realizezi și tu ceva, dar nu să admiri. Admiri lucrurile frumoase. Mulțumesc. Admiri o operă de art, admiri o femeie frumoasă și așa mai departe. Timpul a inspirat. Mulțumesc, domnule Cataramă. În 2014, atunci când ați candidat prima oară la alegerile prezidențiale, ați spus așa: partidele politice, spunea și mai devreme în emisiune, sunt structuri mafiote sau sunt structurile mafiote cel mai bine organizate din România. O persoană independentă și capabilă nu poate intra în aceste structuri fără să nu fie imediat ejectat. De la această declarație au trecut 6 ani, iar dumneavoastră sunteți astăzi, conform spuselor dumneavoastră, în fruntea unui partid. Revin la ce mai spuneați despre partidele politice. Citez, merg pe vorbele dumneavoastră. Partidele au lăsat și au perpetuat sistemul de furt din România. În acest moment, până la 80% din banul public a ajuns să se fure. Domnule Cataramă, sunt niște contradicții pe care aș vrea să le lămuriți. Ați făcut niște declarații dure despre partidele politice și cu toate acestea, dumneavoastră sunteți liderul unui partid politic. Urmează întrebarea. De ce nu ați rămas independent? În primul rând, din ce aș citi dumneavoastră acolo, lisești un cuvânt, parlamentare. Politice parlamentare. Întotdeauna m-am referit la partidele politice parlamentare. Partidul pe care îl conduc nu este parlamentar. N-a ajuns. Nu vă doriți? N-a ajuns. Dar ca să fii independent, este o situație care poate fi pentru alegerile prezidențiale, care poate fi pentru alegerile locale. Dar nu poți să fii independent la alegerile parlamentare. Trebuie să ai o structură. Pentru că obiectivul în politică este să ajungi la guvernare ca să-ți pui în aplicare programul. Ori asta nu poți să-l faci singur ca independent. Trebuie să ai o structură politică care să creadă și oameni alături de tine, care să creadă în ideile și în programul partidului. Ideile sunt foarte dure, declarațiile sunt foarte dure. Da, e adevărat, dar asta e realitatea. Nu cred că puteți să contestați ceea ce am spus eu. Nu se poate realiza fără un partid politic. De asta eu spun întotdeauna, nu-i suficient numai să protestezi sau să nu fii de acord. Nu ajută la nimic. Trebuie să te organizezi și să-ți creezi o forță politică care să reușească să preia puterea politică. Ceea ce nu înțeleg mulți oameni în România. Consideră că e suficient să-și exprime protestul față de anumite decizii ale guvernanților. Nu e suficient. Pentru că dacă nu ești organizat, nu poți face mare lucru. Și oricum e foarte complicat în România când partidele parlamentare primesc atâtea zeci de milioane de euro de la buget, tu să fii pe banii tăi și să concurezi. Dar nu e imposibil. Mulțumesc. Continuăm. Cu o întrebare roșie. Ați lansat de curând Mișcarea Românilor Patrioți, o platformă prin care vă doriți să schimbați România, dar în mediul online sunteți acuzat că afișați un fals patriotism. Oamenii v-au acuzat că ați afișat acest fals patriotism și că doar ați vrut să adunați voturi prin orice mijloace. În schimb, dumneavoastră îi contraziceți și vă citez: sunt patriot și sunt dispus să îmi risc viața pentru prosperitatea acestei țări. Dacă pentru a fi patriot trebuie să mergi la pușcărie, așa să fie. Eu una nu mai am niciun alt comentariu. Vreau să vedem întrebarea roșie. Sunteți patriot sau doar vă prefaceți? Eu cred că trebuie să apreciem acest lucru prin prisma faptelor mele. Până una alta, sunt singurul cetățean din România care a cerut în mod oficial să se autoinfecteze cu virusul. Sunt singurul care a fost într-un mediu extrem de toxic la Bărbulești, localitatea cu cei mai mulți bolnavi infectați, raportați la numărul de locuitori. Și am fost acolo.
Am fost acolo nu pentru că nu mai puteam de bine, nu pentru că vroiam să primesc aplauze. Am fost acolo luptând pentru libertate. Și eu consider că ești patriot dacă lupți pentru libertate. Pentru libertatea ta și a celor din jur. Eu m-am dus. Cei care vorbesc n-au făcut lucrul ăsta. E o diferență. E ușor să stai pe tușă, în galerie. Numai că știți dumneavoastră, când e un meci de fotbal, niciunul din tribune nu dă gol. Prin urmare, mă uit și dacă vreți am un sentiment de compasiune pentru cei care mă critică, stând frumos în fața televizorului, cu o sticlă de bere în mână și considerând că patriotismul e o chestie deșuietă. E trist, dar să știți că nu toți românii sunt așa și nu toată lumea mă critică. Spre exemplu, șoferii de taxi atunci când merg prin țară, nu vor să-mi ia bani pentru că am fost singurul care le-am luat apărarea, adică care am luptat pentru drepturile lor. Pentru că dacă sunt unii care n-au avut a suferi și din contră au burta și buzunarele pline și acceptă cu multă ușurință suspendarea libertăților, dar pentru alții, nu pentru ei, sunt și oameni care au suferit. Vă dau timp. Și care au apreciat acțiunea mea ca fiind o acțiune corectă, patriotică, pentru că până la urmă, da, cred că libertatea este mai presus de orice și merită să-ți dai Sunteți viața patriot? Pentru libertate. Eu am demonstrat că sunt patriot, nu trebuie să cred sau să nu cred. Am demonstrat că sunt patriot prin faptele mele. Mulțumesc. Am ajuns și la ultima întrebare. Așa repede? Așa repede. Bun. Pe parcursul emisiunii, eu zic că am aflat foarte multe lucruri despre dumneavoastră. Înainte știam așa că ați vrut să fiți președintele României, că ați vrut să fiți primarul Capitalei, că ați fost ministrul Turismului și Comerțului în guvernul Petre Roman, astăzi sunteți președinte de partid. În paralel, ați fost în permanență un om de afaceri de succes. Iată ce spuneați dumneavoastră despre această dublă postură de om politic și de om de afaceri. Vă citez, nicio lege nu mă împiedica atunci să fiu și ministru, și director general, și proprietar de firmă, dar este o greșeală să fii și proprietar de firmă, și politician. Ei bine, astăzi când vorbim, domnule Cataramă, faceți și politică și business. Deci, din nou, o contradicție. Vreau să știu care este funcția politică care vi se potrivește cel mai bine, urmează întrebarea. Pentru ce funcție politică ați renunța la afacerile dumneavoastră? Sunt obligat de lege, doamnă, astăzi, să renunț la afaceri, indiferent de funcția publică pe care o... Spre deosebire de anii 90. Astăzi nu mai poți să te ocupi de afaceri dacă ești într-o funcție politică. Publică. Faptul că eu sunt președinte de partid neparlamentar și nu am nicio funcție publică, îmi permite să mă ocup de afaceri, să fiu președintele grupului Elvila. Dar în momentul în care aș intra într-o funcție publică, în parlament, în guvern sau în administrația locală, dau afacerile către altcineva, predau afacerile, așa cum a făcut și Donald Trump. Există posibilități, eu am și băiat care deja se pregătește, prin urmare nu-mi fac mari probleme. Dar, repet, este normal ca în momentul în care ocupi o funcție publică să nu poți ocupa funcții de conducere în sectorul privat. Din păcate, sunt și excepții, nu e cazul meu, dar lucrurile trebuie separate. Eu cred în acest moment că pot să mă retrag din funcțiile executive și să rămân în structura acționariatului ca proprietar de bunuri. Pentru ce funcție politică? Cred că aș fi foarte bun, asta e opinia mea, pentru funcția de prim-ministru. Premierul României. Pentru că Viorel aici, Cataram. Da, pentru că aici pot pune în aplicare programe serioase pentru relansarea economică a României și pentru relansarea capitalului autohton. Mulțumesc!
Mulțumesc, Viorel Cataramă. O să evaluez prestația noastră în doar câteva momente, împreună. Acum o să vedem un tabel, să vedem tabelul. Apropo de întrebările la care ați răspuns, și mă bucur să văd că ați luat toate cele 40 de întrebări, mai aveți 3 minute ca timp rămas disponibil. E foarte important să precizez că nu ați cerut întrebările, că nu am negociat nici măcar temele, că ați venit total deschis la această emisiune. Nu că ar fi fost posibil, dar e foarte important că nici măcar nu ați cerut acest lucru. Acum, în aceste 3 minute, dacă sunt lucruri pe care ați fi dorit să vă întreb și eu nu am făcut-o, dacă sunt chestiuni pe care vreți să le adăugați sau dacă pur și simplu aveți un mesaj de transmis, vă rog. Doamna Rifai, vedeți dumneavoastră, spre deosebire de alți oameni de afaceri, așa, eu activând în spațiu public în ultimii 30 de ani, fiind printre altele clientul presei, inclusiv a presei tabloide, nu prea am secrete, pentru că tot ce era de spus despre mine s-a spus. Alteori s-a exagerat, uneori s-a exagerat, alteori nu s-a spus suficient, uneori n-a corespuns realității, alteori a fost purul adevăr, dar oricum, spre deosebire de alți oameni de afaceri din România, viața mea și activitatea mea e mult mai cunoscută. Ați găsit citate. Dacă luați oricare din oamenii de afaceri din România, și mai importanți ca mine și mai bogați ca mine, nu găsiți atâtea cât ați găsit despre mine. E și bine, e și rău. Sunteți foarte modest, domnule Cataramă. E și bine, e și rău. Am suferit, am învățat din aceste situații, a trebuit să fiu temător, a trebuit să înțeleg mai repede decât alții că legea trebuie respectată și nu te poți juca, și că situația din anii 90 nu va dăinui la nesfârșit. Am înțeles în anii 90 că nu-i bine să-ți bagi joc de bani, pentru că vreau să vă spun ceva, în anii 90 au fost foarte mulți oameni de afaceri care erau extrem de populari și care au dispărut. Au dispărut pentru că și-au bătut joc de bani. Și că banii câștigați nu i-au investit în mod corect. Mulțumesc, Viorel Cataramă, că mi-ați fost invitat aici la 40 de întrebări. Foarte multă cumpătare, multă înțelepciune și mi-a plăcut că ați fost autentic și ne-ați vorbit sincer, v-am simțit autentic, sincer și deschis la toate întrebările care nu țineau doar de viața noastră profesională. Mulțumesc pentru asta și de ce nu să vi se îndeplinească visul, să vă vedem la Palatul Victoria, premier al României. Mulțumesc frumos! Dragi telespectatori, am ajuns la finalul emisiunii 40 de întrebări. Săptămâna viitoare, la aceeași oră, vom fi din nou în fața dumneavoastră cu un nou invitat și cu noi întrebări. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!